explozii Gabriela Firea Chiamna Idiicot, anunce a făcut plângere penală împotriva unui politician. Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, anunce a făcut o plângere penală împotriva lui Cristian Boi, președinte al PNL București, pe care o va depune dacă alei PNL în CGMB nu vor vota proiectele aflate pe ordinea de zi. Firea cere Naidiicot să descind la companiile municipale pentru a le controla și a vedea ce totul este legal. Declar ce nu voi mai răspunde atacurilor, criticilor nejustificate, sublinierei cuvintelor ofensatoare, îmi concentrez activitatea pentru București, sublinierei. Azi, cu jur sublinierei, am redactat cererea de chemare în judecat a domnului Cristian Bu, sublinierei, cel care blochează proiectele benefice. Dacă azi nu se votează proiectele, mâine depun cererea de chemare în judecat. Fac apel la DNA, DIICOT, Curtea de Conturi, Poliție, Parchet, toate, le transmit rugmintea de a trimite misiuni de control, se fac verificări la cele 20 de societăți înființate de Primăria Capitalei, pentru a spulbera odată aceste acuzații nejustificate. Mai mult decât atât, vom pune la dispoziție calculele reale, adevărate, nu cele care au fost transmise în spațiul public. Nu găsesc normal ca un agentenar să-i răspund la răutate cu răutate, a spus Gabriela Firea. Consiliul General al Municipiului București, sublinierei, CGMB, va supune votului în subliniere din ca de joi proiectele de hotărâre privind transmiterea către companiile municipale Parking București, subliniere TISA, Seterezi, Poduri, sublinierei Pasaje București, subliniere TISA, sublinierei Managementul Traficului SA Patrimoniului pentru serviciile publice pe care le vor prelua aceste companii. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a scos din proiectele de hotărâre, la subliniere din ca din martie, toate anexele cu patrimoniul, terenuri, cele diri etc., care ar fi trebuit să intre în administrarea companiilor după ce PNL subliniere USR au anuncat ce votează împotriv, în condițiile în care era necesar votul de două treimi. Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a subliniere din cei CGMB de joi presupun aprobarea listei bunurilor, sublinierei tarifelor serviciului de construire, modernizare, reparare, sublinierei întreținerea arterelor de circulație, a podurilor, sublinierei a pasajelor, ale serviciului de administrare a parcurilor, sublinierei, respectiv, a serviciului privind traficul, sublinierei circulația rutier. De exemplu, proiectul de hotărâre referitor la transmiterea patrimoniului pentru compania Municipal Parking s-a stabilit sublinierea tariful de 2,5 lei pe or pentru staționarea ma sublinierenilor parcate pe locurile speciale amenajate de luni până vineri, în intervalul 600-1900, cu posibilitate de extindere până duminic, sublinierei de 1,5 lei pe or pe timpul nopții. De asemenea, pentru locurile de parcare publice aflate la mai puțin de 50 de metri de hoteluri, magazine, sălii de spectacole sau baze sportive,
locuri rezervate pe bază de contract, tariful preferențial este de 2,5 lei/or/24 de ore/zi. Pentru riverani, tariful propus este de 80 de lei pe lună. Pachetul lunar pentru persoanele fizice care plătesc în avans, în baza unui contract, este de 400 de lei pe lună/autoturism, în timp ce tariful pentru serviciul de blocare/deblocare a autovehiculelor este de 200 de lei pe lună. Consilierii generali au aprobat în subliniere din ca din 28 martie o serie de proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea bugetelor de venituri sublinierei cheltuieli pe anul 2018 ale companiilor municipale, precum sublinierei referitoare la delegarea unor servicii publice către acestea. Astfel, serviciile de administrare a parcajelor publice, cimitire sublinierei crematorii, spații verzi, lacuri, subliniere tranduri, afi subliniere aș stradal, locuințe sublinierei spații comerciale, optimizarea circulației, modernizarea sublinierei întreținere drumuri au fost delegate către nou din companiile municipale. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a scos din proiectele de hotărâre toate anexele cu patrimoniul, terenuri, cele diri etc., care ar fi trebuit să intre în administrarea companiilor, după ce PNL sublinierei USR au anuncat ce votează împotriv, în condițiile în care era necesar votul de două treimi. Fără patrimoniu, proiectele de hotărâre pot trece cu majoritatea simplă, deținut de PSD-ALDE.